Baza militară de la Mihail Cogălnicianu se extinde și se modernizează. Anunțul a fost făcut ieri de către Ministrul Apărării Naționale. Peste 10.000 de militari NATO vor avea la dispoziție grădinițe, o școală, un spital, magazine și locuri de distracție. La Cogălnicianu au aterizat tot ieri militarii ai detașamentului aerian finlandez. Cu cele 7 avioane de luptă, finlandezii vor executa misiuni de poliție aeriană alături de soldații trupelor NATO. Așa va arăta noua bază militară de la Mihail Cogălnicianu. Întregul proiect de investiții pentru modernizarea și extinderea bazei are o valoare totală de aproximativ 2,5 miliarde de euro fără TVA și va avea o suprafață de circa 2800 de hectare. Vom construi cel mai mare proiect pentru o bază militară din România. Pista de decolare-aterizare va avea dimensiuni de 3500 de metri lungime și 45 de metri lățime, asigurând astfel condițiile pentru utilizarea aeronavelor mari și foarte mari aflate în serviciu. Pentru întărirea flancului estic, baza militară de la Mihail Cogălnicianu a primit ieri detașamentul finlandez, constituit din 90 de militari și 7 aeronave F-18 Hornet. Militarii vor executa timp de 2 luni misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu cei ai forțelor aeriene române, dar și cu cei ai forțelor aeriene regale ale Marii Britanii. Misiunea consolidată de poliție aeriană sub comanda NATO este o misiune de apărare colectivă, desfășurată în timp de pace și destinată să asigure integritatea spațiului aerian al Alianței. Finland completed the fastest accession process in the history of the Alliance, thanks to very fast national ratification processes in countries such as Romania. Misiunile pe care detașamentul forțelor aeriene finlandeze le va executa alături de cele britanice și române vor contribui nu doar la consolidarea experienței profesionale, ci și la abilitatea aviatorilor militari din cele 3 țări aliate de a opera împreună într-un mediu de securitate din ce în ce mai complex. Misiunea de poliție aeriană desfășurată în comun cu aliații noștri a contribuit și va contribui și pe viitor la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele aeriene române și cele aliate. În baza militară de la Mihail Cogălnicianu se află peste 3.000 de militari americani, italieni și francezi. Însă, după finalizarea proiectului de extindere și modernizare, unitatea militară va putea adăposti peste 10.000 de soldați NATO, ce vor avea la dispoziție grădinițe, o școală, un spital, magazine și parcuri de distracție. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.